candidaților pentru Consiliul Local, pentru funcția de primar a municipiului Reșița. Sunt însoțit de colegii care probabil vor face parte din legislativul local. O fac cu încredere și țelul nostru cred că este comun să dezvoltăm Reșița, să continuăm proiectele de infrastructură, de mediu și tot ce are nevoie Reșița, ce au nevoie reșițenii. Deci lista de consilieri, ce ne puteți spune? Este o listă, eu știu, care reprezintă Reșița, pentru că sunt oameni recunoscuți pentru activitatea profesională, morală, de reșițeni. Mă refer la oameni din mediul medical, din cadre didactice, chiar muncitori, tineri, pentru că și tinerii au un cuvânt de spus. Femeile reprezintă un segment aparte și cred eu că împreună putem să dezvoltăm Reșița. Faceți un pronostic? Ce scor obțineți? Dumneavoastră știu că aveți înclinații spre sport, eu mai mult spre administrație și politică de ceva vreme. Dar sper să câștige reșițenii și nu vreau să anticipez un scor. Eu cred că putem face echipă cu oricine, dar familia noastră politică administrativă este aici prezentă și cred că putem să facem o figură frumoasă în următorii 4 ani.